steering, switch gears, and the fans just keep cheering. No interceptions, no. Salutare, mă, băieți, și bine v-am regăsit, fraților, la un nou episod. Am venit, fraților, cam acum o săptămână din Palma de Mallorca, doar că, după cum prea bine știți, am fost ocupat cu cele fucking două joburi pe care le am. Și, fraților, acum am prins timp mai mult liber și am zis, hai, fraților, să filmez, că a trecut deja atâta timp de când am mai postat. De la ultimul episod, ca acela când am filmat mort de beat în pula mea. M-ai înțeles? Băi, fraților, în legătură cu vlogul, să știți că va mai dura ceva timp. Pentru că vreau să iasă ceva șmecherie cu fitil. Și, fraților, în acest episod vreau să vorbim un pic puțin despre economia serverului. Băi, fraților, am intrat acum, nu știu, vreo 10 minute, gen, ceva de genul ăsta. Și cu aia am întrebat de unele mașini. Păi și cum, așa, hau-hau, prin discuții, prin nu știu ce, am întrebat, bă, cât pula mea mai e un Monster? De oricare, fix pula, nu mă prea interesează de care. Și răspunsul a fost 36 de miliarde, futu-s morții, mătii. Băi, băieți, bă, 36 de miliarde, coaie, băi. Dacă îmi văd tot contul, coaie, nu fac 36 de miliarde. Despre ce pula mea vorbim aici? What the fuck? Da, fraților, e o economie foarte, foarte ridicată. Hai totuși să facem aici și o misiune pe zonă. Am lăsat această misiune cu OZN-urile. O să le facem pe parcursul episoadelor, bă, băieți. Să ne apucăm de la zero, cum vine vorba, și totuși să aflăm împreună unde sunt acele OZN-uri. Hai să mergem prima dată să luăm o cameră foto, pentru că trebuie să realizăm 5 poze pe Los Santos Tower. Tower, flower, bower, oh, fucking shit. Voi, băi, băieți, ce mai faceți? Filmezi? Da! Salut, Suspi, mare fan, yo! Salutăm acolo și pe Zecwald, salut, YouTube. E ok, și să vedem rapid, așa, bam, bam, de un Mavericos. A, de fapt avem la casă, despre ce pula mea, o, doamne, am uitat cât de bogat sunt, ho! Oh. Ia să intrăm noi aici. Bam, direct slash buy, bam, direct fotocamera, bam! Nu știu dacă mai știi înainte când aveai admin. Așa. Ok. Cum dracu să uit când aveam admin. Băi, fraților, vreau să vă mai spun încă o chestie. Pe care, nu știu, să vă zic un pic, pe mine cel puțin m-a deranjat, dar am trecut peste și să zicem că am uitat. Băi, fraților, măcar totuși pe mine, eu care sunt, nu, cum vine vorba, MC-ul serverului, adică, fraților, eu mă ocup de imnuri, de tot ce ține de audio, muzică și așa mai departe. Ok. Băi, fraților, eu m-am dus, dacă ați văzut pe vlogul lui Lolexanu, eu m-am dus, frățiorii mei, cu Lolex să facem, fraților, imnul cloud. Băi, adică, la modul că mai trebuia doar videoclip, dar și ăla, fraților, nu mai dura mult și... Ce pula mea? Nu mai dura mult și era gata. Mă rog, mă refer aici la videoclip. Băi, fraților, și... îmi spune Lolexanu, băi, știi că totuși n-ar fi așa ok să acum să mai faci, că na, totuși se vor combina ambele servere. Băi, frate, și pula mea, mă, frate, acum mă anunțați, mă, și voi, mă, când e gata, frate. Băi, eu a fost așa, te-am pulea. Dar na, am trecut pe lângă, să zicem. Am trecut și eu peste. Mergem aici, mamen, pe Los Santos Tower.
Valoare pe Los Santos Tower. Și uite acolo un OZN, mă. Bă, ești nebun, am găsit un OZN. Dar n-am armă, fucking gut. Și da, măi băieți, hai să facem noi aici niște poziții. Bam, 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 am terminat. Respect, aici respect points. Și nu știu ce. Mă gândeam așa, sincer, fraților, că băi, ce pula mea, mă. E un pic așa de ampulea, mă înțelegi? Băi, legat de economia asta, băi, vreau să zic că coaie, cel puțin dacă ești nou, adică gen dacă intri nou, băi, frate, ți-e foarte, foarte greu. Deci chiar ți-e foarte, foarte greu, frate, să îți faci acum mașini și chestii de genul, frate, e nebunie. Nu știu, după părerea mea, sincer, ar trebui să se facă, fraților, ceva cu economia asta, că e grav rău. Dacă 36 de milioane, frate, un monster, un hot ring, 3-4 miliarde, e mult, frate, chiar e mult. Da. Și băi, băieți, să vedem, uite ce, uite aici, hopa, bam, 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 dacă faci DMT, sparg. Băi, fraților, încă o chestie pe care vreau să o discut cu voi. Băi, fraților, primesc apeluri pe la 12 noaptea, fraților. Băi, măcar dacă ar fi gen apeluri importante, mă înțelegi? Dar văd că unii bagabonți sau, mă rog, au aflat numărul meu de telefon de pe pagina de Facebook, desigur. Doar că, fraților, numărul acolo e pus, frate, pentru concerte, pentru evenimente, pentru altă treabă. Oricum, e numărul meu personal, da, gen. N-am impresar să îmi răspundă el și căcaturi de genul ăla, nu. Deci, totuși, dacă vreți să vorbim, dacă chiar sunteți doritori să vorbiți cu sus pilou aici, yo, AK Flow, băi, frate, lăsați jos în secțiunea asta de comentarii și dacă suntem cât de cât mai mulți, fraților, îmi cumpăr, frate, fratele meu, o cartelă, îmi cumpăr, fraților, un număr și stabilim, de exemplu, de două ori pe săptămână, o oră, gen. Deci, ceva de genul, să zicem, dăm un exemplu, marți și sâmbătă, băi, de la 3 la 4, frate, telefonul este deschis pentru voi, pentru întrebări, pentru, mai știu eu, poate pentru colaborări, pentru sfaturi. Poate o să am și eu, la rândul meu, nu știu, de exemplu, o să am nevoie de un sfat. Și uite, gen, în intervalul orar, frate, să poate chiar tu ești norocosul, chiar pe tine să te sun și să te întreb tu ce faci în locul meu în legătură cu. Mai înțeles? Lăsați acolo jos în secțiunea asta de comentarii. Fraților, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să lăsați mai jos în secțiunea de comentarii un comentariu, un like. Și desigur, pentru cei care nu s-au abonat, abonați-vă, fraților. Hai mă, așa. Chiar abonați-vă. Și, băi, fraților, gen la reauzire, nu? Mai înțeles? Chiar am prins acum timp liber și, nu știu, cei care sunt alături de mine din, nu știu, gen cât am, 1000, aproape 1100 de abonați, din acești 1100 de abonați care înțeleg chestia asta cu două joburi și că trebuie să mă împart în 100 și 1000 de locuri, băi, cine vrea să mă înțeleagă, frate, mă susține în continuare, nu? Cine nu are chiar drum liber. Încă o chestie pe care am tot observat-o e, frate, că ies o grămadă, fraților, de vorbe pe seama mea. Ceva de genul că, tu nu intri 3-4 luni pe server și acum intri și vrei tu să faci și să schimbi, că nu știu ce, că eu mi-am vândut contul și așa mai departe. Băi, fraților, să vă fie clar, pentru ăștia papagali care nu aveți ce face, băi, eu niciodată, fratele meu, nu o să-mi vând acest cont. Și știi de ce, frate? Pentru că ăsta mi-a marcat mie, frate, o vară din viață. Băi, stăteam cu Lolexanu, cu Sevraj, cu Izve,
cu Braluca, frate. Uitați-vă, frate, în afară de mine și de Lăxanu, fraților, toți s-au dus, deci toți s-au dus pe pulă, frate. Toți au plecat. De ce? Deci tot din cauza voastră, stați liniștiți. Pentru că ieșteau tot felul de vorbe urâte și îți dai seama că oamenii chiar n-au mai, suportat. Deci totuși, fraților, dacă un om are o funcție sau dacă, na, gen, are un grad mai ridicat pe server. Asta nu înseamnă, frate, că trebuie să luați la mișto și să faci și să drege și pentru că voi n-aveți, practic, până la urmă, nici măcar un drept. Ok, nici o treabă, frate, aveți dreptul la propria opinie. Da, tot respectul. Dar totuși, frate, e chiar urât să-mi zici, să fie gen comentarii că mi-am vândut contul sau așa. Păi bă, cei care mă cunosc, fraților, știu cine sunt și știu că eu n-aș face așa ceva. Deci, decât să-mi dau contul sau să, eu știu, să vând pe avere sau căcaturi de genul ăsta, băi, fraților, eu mai bine la oameni, de așa de pe stradă, aleatoriu, gen, de pe stradă, de pe SAM, aleatoriu. Frate, le dau toată averea mea. Și crede-mă, frate, că tot am... Și crede-mă că tot las loc de bună ziua. Pentru că nu mi-am vândut și n-am făcut afaceri cu bani real și toate căcaturile de genul ăla. Deci, băi, fraților, cam atât a fost și cu acest episod. Eu vă mulțumesc frumos că ați vizionat acest episod. Nu uita să te abonezi, like, share, comentariu dacă îți place. Și să-mi lăsați tot în comentarii treaba pe care am discutat-o cu... intervalul oral și cu... oral, doamne, intervalul orar, exact, cu cartela aceea și dacă vreți să vorbim, desigur. Păi, fraților, cam atât a fost cu acest episod, până data viitoare, iau, sus, pie pe zonă, numai bine, fraților.